S-a ales cu dosar penal după ce a decis să se răzbune pe amanta soțului. Este vorba despre o tânără de 23 de ani, care cu ajutorul unui vecin a snopit-o în bătaie pe rivala în dragoste, iar ulterior a lăsat-o să plece. Pe lângă umilințele primite, amanta s-a ales și cu părul tuns. O tânără de 23 de ani a decis să se răzbune crunt pe amanta soțului. Amanta, o adolescentă în vârstă de 17 ani, a fost răpită de pe stradă de către vecinul soției. Scenele teribile s-au petrecut în cartierul Păcureț, din Iași, acolo unde tânăra de 23 de ani a rupt-o cu bătaia pe adolescentă, a tuns-o, apoi a lăsat-o să plece acasă. A doua zi, fata a mers la poliție și i-a reclamat pe cei doi agresori, care, în urma unor percheziții efectuate, reprezentanții poliției din Iași au declarat că atât soția bărbatului, cât și vecinul acesteia au fost reținuți pentru 24 de ore.